Nu pot să cred. A murit operatorul. Voi nu văd nimeni nimic de mâncare? A murit. Deci a văzut ciorba și a murit. Cum să muri la ciorbă în halul ăsta? Tu l-ai auzit? Mulțumesc frumos pentru ciorbă. Cine a făcut-o? Tu? Nu. Tu ai făcut-o? Nu ai cumpărat-o de la vreo cârciumă de pe marginea drumului? Fac vreo urticare acum. Nu, nu. E bună, crede-mă, e bună. Serios, e bună. Dacă nu-ți place, ai ce să... Păi, uite, așa se vede din ce zonă a lumii vii. Adică atunci când ți-aduc niște fructe, ți-aduc banane, să simți ca acasă. Ți-aduc portocale la fel ca acasă. Și urmăr că cine știe, jumătatea românească a individului poate să bucură la mere. Hai. Te las. Mulțumesc frumos. Tu te odihnești de până la... Ne vedem săptămâna viitoare. Ce vrei? Nu, zi. Îți aduc eu ție. Ce vrei tu să aduc săptămâna viitoare? Spune tu. Prăjituri. Și la crem? Orice. Să mergem pe aici prin spate să vedem ce fac concurenții. Mai e puțin până începe emisiunea. Și să vedem cum se pregătesc. Ce căcătos. Ești obosită? Nu sunt obosită, dar... M-ați prins cu... Iar îți faci unghiile? E o rugăciune și cu unghiile și cu telefonul. Nu sunt obosită. Este ritualul meu înainte de spectacole, orice ar fi. Ca să nu fiu stresată, dorm un pic. Fac așa un beauty somn din ăla. Adică mă pun într-un loc, acum uite, într-un hol, dorm pe, cu capul pe un bocanc, cred, ceva foarte neplăcut, acoperit cu prosopul de sport și... și important, blănit? Da, important e să fie cât de cât confortabil, ăsta fiind complet de lemn, deci nu e deloc confortabil, dar să dorm 10 minute, știi? Mi se reface absolut toată forța, tot, tot, tot. Deci te-ai costumat, ți-ai pus costumul, te-ai machiat, te-ai coafat? Nu sunt încă coafată, că totuși pe coafură nu dormeam. Am lăsat coafura pentru mai târziu, știi? Dar sunt machiată, nu deranjez pe nimeni, stau cu minte aici și dorm. Georgica, hai și aici. Voi ce faceți aici? Cuminței așa pe telefoane? Da, stăm, ne odihnim. Octavian nu știu ce face, unde se plimbă. El n-are stare, el n-are pe stare. Unde se odihnește Octavian? E obosit? Nu suntem obosiți, dar suntem așa, acum e pauza asta în care stăm și ne refacem. Unde umbli? Unde umbli? Că tu mai ne spunea soția ta că nu știe pe unde... Umblăm pe aici, că așa e meseria asta de umblător. Umblăm ca să treacă timpul, păi mai avem 3 ore până intrăm în direct. Nu ești obișnuit cu atâta timp liber? Ba da, că toată meseria asta e de așteptare, știi, repeți o săptămână, stai 12 ori în platou și la urmă dansezi 1 minut 30. Frumoasă meserie, îmi place. În fiecare luni, înainte de emisiune, pe voi doi vă găsesc aici, așa, pe băncuță, gânditori. Eu cu Sandu, el alturul de mine și eu alturul de el. Nu se bucurăm, noi doi suntem, noi suntem să întors. Lingem rănile aici, știi? Da, opa! 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 Bine, aștept să vă și pe voi, că am înțeles că și voi aveți niște costume interesante, nu-i așa? O pijama, zici că e cearșaful bunica mea. Dar ai mai apărut în pijama la televizor? Niciodată. Da? Să de ham. Băi, deci e o chestie... Probabil prin vaca cu o leagă de aici, că nu știu că e... Ți-am zis, singurul lucru care mai trebuie e o vacă. Dar să-mi dea una mică, să o pot să o țin. Ia, uite-te și tu. Da, hai. Uite-te și tu cum arăt. Ce frumos e îmbrăcat. Vezi ce zici, doamna, că ești frumos îmbrăcat. Mulțumesc frumos. Am o priză așa la doamne. De cred că emisiunea asta așa, cu un ursuleț de ăsta blând. Îmbrăcat tot timpul altfel. Unde ești? Cum? Șandu, cu pijamaua asta arată mai mare. Ești mai mare cu pijamaua asta. Auzi? E foarte cu pijamaua asta zici că s-o dubă de-aia albă. Te ajut, ajut. Da. Hai, ce vrei, mai împui și vesta? Hai, Sandule. Hai, Sandule. Sandule. L-ai votat și tu pe Sandu, șef? Bine, bine înțeles. La 1-2-0 cu Tesandu. 1-2-0-0. 1-2-0-0 cu textul Sandu. Da, nu știu că m-am votat doar pe mine. Și odată pe Antonia, așa ca să nu zic că știi că sunt. De unde scoate telefonul? Cred că ai dat 200 de mesaje pentru Antonia. Pentru Antonia, da, dar pentru mine nu. Nu, pentru Antonia. Uite, ăsta e. Farfurii Sandu seara asta? Spargem. Noi suntem trei. Noi suntem trei județi, varianta 2020. A dispărut Cabral? Cabral a dispărut. Dacă vă vine să credeți cât de mare e, nu-l găsește nimeni. Eu știi ce cred că doarme undeva.
E sigur doarme undeva, da. De bine s-a ascuns încât nu-l găsim nimeni, nu-l găsește nimeni. Deci în seara asta, toate domnișoarele care se uită la emisiune o să fie super încântate. Pentru că o să-l vadă pe el de aici. O să vadă pătrățelele astea muncite atâta la sală și... Uite, l-a apărut pe aici, pam, pam. E pielea bună, e destul de subțire, e ok. E pregătită pentru seara asta. Da. Să iasă cu buletele la joc. Ai făcut vreun antrenament înainte să se vadă mai bine? Ai făcut flotar? Nu, am dansat săptămâna asta foarte mult. Te-au dat oamenii ăștia dispărut, unde ai fost? Oamenii s-au obișnuit că dacă negru e acolo în rulotă, să bată la ușă de 200 de ori pe minut. Așa că am zis, la ce oră avem treabă? La 7:30. Perfect, la 7:25 o să fiu gata în platou. Am fost gata la 7:24. Dar ei au o inclinație clasică spre dramă, panică și disperare. E bine? Cu el, nu? E bine? Am vorbit cu el. E bine, definitiv. I-am adus dacă și mă eram măritată, îl mai luam de bărbat odată. I-am adus cu el, cu toate cele, nu așa pe sărăcie. Îl cereai tu, nu? Îl ceream de la soacră mea. Arăți foarte bine, ești foarte sexy. Mulțumesc tare mult. E un compliment, da? Cred că poți să ai și o rochie statuară, dar cu mici detalii care... dezvăluie exact atât cât e nevoie și numai mult. Știu că rochile ți le face Cristina Săvulescu. Contribui și tu, dai și tu câte o idee, îi spui în ce te simți confortabil. E o muncă de echipă, e un concept creat de ea, dar e o muncă de echipă și trebuie să ne placă ceea ce facem, trebuie să ne placă ceea ce iese și să ne implicăm cu drag, nu? Pavel Bartoș a venit și el să vadă cum e atmosfera în culise și toată seara a fost pus pe glume. Fii atentă! Deci dacă asta se taie la montaj, fii atentă! Ana, Lugojană, deci dacă se taie la montaj... Dar vorbește cu mine! Da, da. Deci. Ai venit în seara asta să-l susții pe... Să nu vezi că... mine, unii doi. Ai venit să-l susții pe Cabral? Deci ai intrat la duel? Nu. Stai aici în gradina lui, ăsta e balconul. Ultim așa. A, ăsta e balconul lui. A, eu am crezut că e balconul Julietei. Nu, da, tu vrei să am venit să fiu alături de colegii mei. Mă bucur că sunt impresionat de decor, vă spun sincer. Bineînțeles că sunt alături de Cabral. Sper ca cei 1.71 ai mei să-l ajute și să pară de 3 metri acasă. În rest, eu sincer sunt foarte impresionat de Sandu Lungu, jur. Toată lumea a fost impresionată de Sandu. Pe mine este de pe altă planetă. Un om atât de mare și atât de fioros până cum arăta la televizor, este un munte de bunătate, adică și de bun simț. Bravo lui! Da. Bine, are și o palmă, că am dat noroc cu el. Mă bucur că nu mi-a... Ideea este că mă bucur pentru Mihai că vorba aia, se simte bine. Ca acasă. Uite, vine acum. Dacă vine la mine... Înseamnă că Mihai Petre. Nu vine. Nu vine. E ocupat acolo cu Andreea Marin, cu Mihaela Rădulescu. Am înțeles. Na, el are colegi la masă acolo. Știi cum e? Baftă lui. Știi cum e? Lui i-a plăcut tot timpul printre zâne. Înțelegi? Și acum am văzut că are mult praf de zâne pe el.